Haida, haida spre o nouă aventură. Ce dracu să facem? S-a făcut sâmbătă. 15, ieri ziceam 13, a fost 14 iunie, în mod evident. Astăzi este sâmbătă, mijloc de lună iunie. Vara continuă și continuă bine. Am împlinit o săptămână cu 3 win-uri aici pe canal, ceea ce nu s-a mai întâmplat din primăvara vara trecută, fix acum un an. Însă cu niște cote la jumătate mai mici decât ceea ce jucam atunci. Jucam cote de 20 plus, vă amintiți? Acum am mutat totul într-o variantă bazată pe statistică, dar doar formată din 6 meciuri. Vom ajunge departe vara asta cu ea. Eu fac efortul și în timpul săptămânii. Ați văzut că mi-am rupt din suflet să vă filmez o variantă bazată pe statistică, chiar dacă mai târziu în dimineți, pe la 9-10, când pot să filmez, încerc cumva să fac pe dreacu' în 4. Mă sacrific eu pentru națiune. 15 iunie 2024 va aduce din partea mea, așa cum ați văzut și pe coperta episodului, o cotă de 9.92. Cu 6 meciuri, primul e unul de tenis la 15.30, poate se împinge mai încolo, e 2 fără un sfert când trag eu clipul, asta e. Aveți vreme oricum 6 căcate de meciuri, le puteți nota rapid. Dacă nu, evident ăsta de tenis se poate împinge mai spre seară, poate mâine, totul e posibil, nu? Restul meciurilor sunt de fotbal și își dau startul după ora 21, diseară târziu, deci tot, târziu de tot. Deci dacă nu l-ați fost de tenis, îl ratați din nu știu care motiv, vă mai rămân 5 meciuri cu care puteți forma o cotă destul de elegantuță după ora 21 încolo, doar cu fotbal. Hai să băgăm și acest tenis căcat în seamă și să vă prezint biletul total, întreg, așa cum eu l-am construit acum câteva clipe, doar pentru dumneavoastră, dragii mei. 9.92 e o cotă superbisimă care începe cu tenis din WTA, fază de calificări. În Birmingham se desfășoară toată polologia, în Marea Britanie. Franțuzoaica de origine rusă, Varvara Grachova, Gracheva, cum e notată peste tot prin aplicații, se va lupta de mama focului cu cehoaica Tereza Martințova. Mergem pe victoria franțuzoaicei de origine rusă, unul solist pentru victoria elementului gazdă, victoria Varvarei Grachova sau Gracheva, da? Cum e notată, scrisă prin toate aplicațiile de pariuri. Pe urmă ne mutăm după toată această bălăcăreală de tenis direct pe fotbal, cum v-am zis, și avem 5 frumuseți de minge rotundă numită fotbal. Argentina, Primera B, deschide în cursiunea lumea fotbalului pe ziua de azi cu Vila Dalmine împotriva celor de la Flandria. Punem pe bilețucul nostru X2, șansă dublă pentru și anume oaspeți. Câștigă Flandria sau reușesc aceștia să mențină egalitate la final de bătălie acolo, în Argentina, Primera B. Dacă tot suntem acolo, în Argentina, mergem și în Primera C, la Lujan, cum sunt scriși peste tot, versus Atlas. E o treabă unde sperăm la cel puțin 2 goluri marcate în tot meciul, mergem pe peste 1,5. Bineînțeles, vă fac momentul publicitar că am un grup privat de WhatsApp. Jucăm 6 bilete de mente, mai grele decât ăsta de pe canal, în fiecare zi. 2 bilete cu 14 meciuri sau mai puține, un bilet cu 16 meciuri sau mai puține, un bilet cu 17 meciuri sau mai puține. Cel mai greu dintre ele, venirea mormalului cu 23 de evenimente sau mai puține și cel mai scurt, cheia, cu 11 evenimente sau mai puține. Vreți să le jucăm pe toate în fiecare zi? Dați-mi de veste pe WhatsApp să intrați alături de mine acolo. 0745 70 80 08. E un loc bun să mă sunați, să-mi scrieți, să vă detaliez foarte clar despre ce este vorba. Celelalte 2 bilete cu câte 14 meciuri sau mai puține se numesc, bineînțeles, Cosmos și Cristal. Un Cristal și un Cosmos, unele între altele unite, sper să dea niște roade fantasmagorice în zilele, săptămânile următoare. S-au apropiat vertiginos, chiar și aseară, nu mai stau să mă mai mir despre 10 verzi, 3 pierdute și așa mai departe. Nu mai am chef și astăzi. Cert este că sunt niște bilete care dau semne că pot da niște rezultate fabuloase. Apropierile astea în trombă, în lanț, efectiv, ziua și apropierile, efectiv așa se întâmplă.
Toate astea îmi dau de înțeles că nu e o luptă degeaba, nu e o luptă anapoda chiar de tot și că putem reuși și cu aceste variante. Așadar, vreți să vă încumetați la ceva mai complicat, dați-mi de veste pe WhatsApp 0745 70 80 08, să aveți cont la Superbet și să puteți să jucați în fiecare zi cele 6 bilete periculoase, negarantate, cu măcar 2 lei. Asta înseamnă cheltuială minimă de 12 lei din buzunarul vostru, să vi le pariați. Nu mi dați mie banii ăștia, să vi le pariați. Dacă vă convine schema, vă aștept acolo, vă detaliez mai multe personal. Mai departe în bilețelul de astăzi, rămânem tot pe Argentina și mai mergem și în Liga Profesional. Culegem și de acolo Union de Santa Fe în luptă cu San Lorenzo de Almagro. Nu marchează ambele echipe, poate cel mai periculos pont din biletul de astăzi. Vom vedea dacă se adeverește sau nu se adeverește. El nu s-a adeverit în UGG-ul ăla. Hai să vedem astăzi, o pățim sau nu o pățim. Vreau să văd o cotă de tipul 9.92 câștigătoare. Poate e și astăzi a patra oară, aproximativ o săptămână, în care vedem verde aici pe canal. Ne vom minuna sau nu mai pe seară, mai la noapte. Mai la noapte târziu, pentru că intră pe bilet și două meciuri din Major League Soccerul american, Statele Unite ale Americii, MLS, Major League Soccer, ne propun așa, două tăvăleli. Atlanta, cum vreți voi să pronunțați din diverse guri de zăpăciți americani, am auzit în ambele feluri pronunțându-se, la Lana. Atlanta sau Atlanta United au luptă cu Houston Dynamo și e un meci unde sperăm să nu se dea mai mult de 3 goluri, să nu se marcheze mai mult de 3 ori, sub 3,5. Nu se dau mai mult decât 3 goluri. Nu mai mult de 3. Colorado Rapids se vor lupta și ei la noapte, sau mă rog, diminețile seriile lor, cu 7-8 ore mai devreme în spatele nostru, cum sunt. Colorado Rapids au duel cu Austin și punem pe bilețel 1 solist, o victorie pentru gazde, o victorie pentru cei de la Colorado Rapids. Colorado Rapids, rapizii din Colorado, cartofii și gândacii. 15 iunie 2024 a fost așa din partea mea pentru voi. Vă urez toată bafta de pe planeta Pământ cu acest bilet. Dacă apreciați munca mea pe acest canal, dați-mi și mie un like. În fiecare zi vă văd like-urile și înseamnă totul pentru mine. Like-ul ăla îmi urcă și mie clipurile în algoritmii de YouTube, poate un pic mai sus. Poate luați și link-ul acestui episod sau acestui canal, da? Și îl împărțiți, îl distribuiți pe la prieteni, pe Facebook, pe Telegram, pe Instagram, pe WhatsApp, pe unde vă dați voi. Uite mă, există ăsta, canalul ăsta, dă niște cote din 6 meciuri, poate e vreo pârleală. A ieșit de 3 ori în ultima săptămână, verde, verde, verde. Cota Bacșiș, pe care v-am reîmprospătat-o cu o nouă variantă și astăzi, formată din 2 meciuri, oferită pe pagina mea de Facebook, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, n-a mai fost și a 6-a zi la rând verde. S-a încheiat miracolul ieri, după 5 zile de verde. A șasea zi n-a mai fost să fie. Aș fi vrut să văd o săptămână întreagă cu verde, ca să mă pot lăuda și mai tare. Însă ieri s-a stricat lanțul de iubire. Vedem astăzi dacă ne întoarcem la niște verde cu ea. E întotdeauna pus acolo pe Facebook. Ponturi Pariuri by Vlad Stoian. Uitați-vă și la acea cotă. Vă dau noi întâlniri și în episoadele următoare. De exemplu, mâine vom încerca ceva nou și așa mai departe. Sănătoși și în formă să fim, că bilete putem încerca. Jucați responsabil, jucați cu grijă, niciun meci și niciun pont pe care vi-l ofer eu aici sau pe grupul meu privat de WhatsApp nu este garantat. Se pierd bani, e periculos, jucați doar banii pe care vă permiteți să-i pierdeți, să vă intre bine treaba asta în cap, pentru că riscăm cu toții, inclusiv eu pe banii mei, foarte mult în fiecare zi. Jucați cu judecată sau pierdeți-vă mințile după cum vreți voi, dar faceți-o cu tact, faceți-o cu rost. V-am pupat extrem de foarte dulce, o sâmbătă deosebită și poate că se lasă cu verde, mai știi? Pa, pa, hai să vedem ce se întâmplă, mă duc să fac biletele pentru grup, pa, pa!